ajutăm. Au trecut 2000 de ani de când Hristos a venit pe pământ, s-a întrupat, a primit să fie răstignit, a înviat, s-a înălțat la ceruri și iată, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt și temeind biserica sa, El rămâne cu noi. De-a lungul vremii, mai ales, poate să zicem, în ultimele două secole, mulți gânditori creștini sau poate chiar dintre cei care nu și asumă credința în Hristos și-a pus întrebarea de ce nu s-a schimbat practic mare lucru. Cum adică după 2000 de ani de când a venit însuși Fiul lui Dumnezeu, noi nu am transformat acest pământ și n-am făcut din el raiul pe pământ. Așa cum mulți își doresc și unii încearcă cu mijloace politice, economice, să creeze acest rai pe pământ. Și, din păcate, el adesea degenerează, pornește ca intenție bună și degenerează în lucruri cumplite, cum s-a întâmplat cu comunismul, de exemplu, care promitea egalitate, fericire, prosperitate pentru toți și care știm bine în ce a degenerat. De asemenea, mai sunt situații în care noi am dori ca creștinismul să intre în tot ceea ce înseamnă structură socială, în tot ceea ce înseamnă activitate umană. Și din punctul acesta de vedere ne plasăm pe o poziție oarecum diferită de gândul lui Dumnezeu pentru noi. A vorbit despre un stat creștin, a vorbit despre nu știu ce lucruri care să fie creștine nu corespunde tocmai cu gândul lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, spre deosebire de ceea ce se întâmplă, nu știu, să zicem, într-o religie precum cea musulmană, noi căutăm să evităm teocrația. Nu acesta este scopul pentru care a venit Hristos pe pământ și nu aceasta este misiunea bisericii. Dar care este ea? Haideți să vedem din ceea ce se citește în Apostolul rostit la liturghia chiar din noaptea învierii și se citește atunci din Faptele Apostolilor, chiar începutul, ni se relatează momentul acela de după înviere, pentru că atunci ne și plasăm liturgic, un moment în care Mântuitorul s-a arătat vreme de 40 de zile ucenicilor și le-a vorbit, i-a întărit în credință, le-a lăsat anumite rânduieli și, între altele, a și răspuns la anumite întrebări. Iată și la una din întrebările la care a răspuns Mântuitorul în perioada aceasta dintre înviere și înălțarea cu trupul de pe pământ. În Faptele Apostolilor, așadar, în capitolul 1, la versetul 6 este această întrebare. Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? El a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor. Vedeți așadar, Mântuitorul răspunde la întrebarea care îi frământa pe ei atunci, îi frământa de fapt pe toți evreii din vremea aceea, că ei sperau că Mesia va veni cu o împărăție pământească, că va domni, va împărăți la modul acesta, lumesc. Ori Hristos le arată că El n-a venit să o întemeze o împărăție aici pe pământ. Că împărăția cerurilor nu vine pe pământ de maniera aceasta. Luăm puterea și apoi conducem, guvernăm și impunem sau, mă rog, reglementăm niște lucruri astfel încât să fie societatea plasată pe niște principii, pe niște direcții creștine. Nu este vorba despre așa ceva în creștinism. Nu ne propunem aceasta și de aceea nici nu e cazul să ne implicăm vreodată în politică sau biserica să facă partid politic care să ajungă la putere, să guverneze.
sau ierarhii sau preoții să fie ispitiți să intre în structuri de conducere. Nu, pentru că misiunea noastră este cu totul alta. Vedem, ne spune clar Mântuitorul, le spune apostolilor și ne spune și nouă, să primim pe Duhul Sfânt, să trăim și să înnoim această prezență a Duhului Sfânt, deci prin viața noastră, noi îl avem pe Duhul Sfânt în biserică, dar intrăm în această relație și în această trăire vie, personală. Și de aceea și zicem la liturghie că pe Duhul Sfânt nu lua de la noi, ci îl înnoiește nouă, celor ce ne rugăm ție, este troparul ceasului al treilea, se înnoiește, adică viața noastră se înnoiește permanent, relația mea cu Dumnezeu și mai mult mă apropii, mai mult, nu în sensul că Duhul Sfânt ar înnoi ceva, că Duhul Sfânt e una din persoanele treimii, Sfintei Treimi, și nu are ce să schimbe, este aceeași din veșnicie, ci eu mă înnoiesc în felul în care interacționez cu această persoană a Sfintei Treimi și de fapt cu însuși Dumnezeu, că Dumnezeu e unul, întreit în persoane, și eu devin martor și mărturisitor al lui Hristos. Și nu e vorba numai de cuvânt. E vorba de însăși viața mea, din felul în care trăiesc, din felul în care mă manifest, din felul în care ajut, iubesc pe aproapele, rabd, cuprind pe toți. Și este o împărăție care pornește de la această trăire personală în biserică, pe care eu o împărtășesc și celorlalți, în primul rând în jurul meu, în comunitățile care se strâng în biserică, fie că e o comunitate parohială sau monahală, și în felul acesta iradiază credința în Dumnezeu și mai ales se instaurează împărăția lui Dumnezeu, care este o împărăție a iubirii, a slujirii, a răbdării, a deschiderii către celorlalți, și nu are așadar o dimensiune din aceasta politică sau socială sau sub o altă care formă ar putea să vină vreo putere pământească, ci este, cum spuneam, puterea iubirii, puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu cel iubitor, răbdător, care caută pe toți oamenii să-i cuprindă în împărăția sa.